Albert, am ceva de zis. Vreau eu întâi cu antescriptul. Mi-a plăcut un pesticlă, când s-a referit la oamenii politici, a spus că sunt ficuși. Corect. În mod normal, un om politic care ajunge în vârf ar trebui să fie un om de decizie, puternic. Însă ăștia constructiv nu sunt. E un link mai jos acolo, ține măcălări anterioare pe teme de vot. Și acolo primul pe stânga arată calitatea oamenilor politici, adică din ce provin ei. Sau cum spunea nu știu cine, le spunea tare bine, ăștia neam de neamul lor n-au avut pe unul care să dea ordine unei slujnice. Și acum au ajuns în situația că ei trebuie să decidă. Trecând peste faptul că sunt majoritatea niște puși la mare și toți au scheleții lor în dulap, vorba lui primarul Oprescu, n-au curaj să decidă. Mai țineți minte pe Ghișe care s-a învârtit ca o muscă nebună în jurul Cotroceniului și au urlat în toate tonurile că se încalcă legea cu Băsescu că a ajuns înapoi la Cotroceni? Niciunul n-a sfârșit. Pe ei își vedeau de treburile lor mici, mărunte, utile. Restul, interesul național, se ocupă oprea. Sălaltă, fostul președinte egiptean, bla bla bla, a fost condamnat în mars la 20 de ani de închisoare pentru demonstrație de forță și deținere ilegale a protestatarilor. Deci, la nivel mondial, se practică ca să-ți condamn un fost președinte la închisoare. Avem și noi unul. Sălaltă, Antena 3, bineînțeles, a postat niște poze care unul sârbu, care era la arest, se duce la dentist, însoțit de un bodyguard, care plin de respect și de condescendență, îl conduce la dentist. Și poliția reacționează. A spus că e absolut normal ce se întâmplă. În schimb, doi polițiști au fost realocați și adjunctul șefului poliției capitalei scos la pensie. Nu-mi vine să cred că acești doi polițiști au zis, mă, hai să scoatem pe ăsta la plimbare. Și șeful arestului n-a știut. N-a făcut-o de capul lor. Sunt țapi spășitori. Cred că de foarte de sus a venit sugestia asta, la care au pus botul toți. De ce? Că scrie în lege că las-o așa, vorba lumea treaba de-a. Dar l-alta, un partid politic poate fi constituit de un grup de minim 3 persoane. Ideea în sine e bună. Bun. Dar partidul ăsta politic, ca să ajungă în Parlament, e nevoie să fie reprezentativ pe scara A de pe strada Jebilor 34. Trebuie să apară prin toate județele. Cum? Din punct de vedere logistic. Că este extrem de dificil, chiar cu Ghișe. N-a reușit să devină reprezentativ. Urmăresc mai departe filmul Psihologia minciunii,
am terminat primul calup, am trecut la sezonul 2, am ajuns la episodul 3. Îmi place foarte mult. Au un cel care a conceput acțiunea, stă bine cu neuronii, bine al dracului. E o plăcere să mă uit la serialul ăsta. Și fără să vreau, mă analizez și pe mine, prin prisma lui. Cred că am o problemă. Asta la psihologia minciunii, citea pe unii uitându-se la mutra lor. La mine pe față nu se vede ce simt. Respectiv, când mă deranjează ceva, nu mă râi, ca să atrag atenția. Și de asta greșesc mulți care intră în contact cu mine, că zic câte ceva, am o față în asta impasibilă. A fost un actor, Malek, care avea o față de gheață, așa, pe vremea filmului Mut. Iar că mă polericris la unii Malek pe treaba asta. Și după aceea se miră când văd ce urât fac. Cu toate că nu s-a văzut pe fața mea, că n-am mărit. De exemplu, chiar astăzi. Sunt extrem de stresat. N-am mai fost așa de stresat de ani de zile. Se vede pe fața mea. Să vedem coerența în gândire, în exprimare? Nu. E o problemă fundal. Și dacă o să mai treceți pe aici, pe la mine, pe blog, după 10 mai, o să și spun de ce am fost stresat. Și o să-mi dați dreptate că aveam motiv să fiu stresat. Și în mod normal trebuia să vadă dracului pe fața mea. Dar la alta, e o invazie în Africa de imigranți. Mor pe capete, au, după mine, niște motive foarte întemeiate ca să fugă de acolo, însă ne creează o problemă, nu mie personal, Europei în general. Și așa Europa are problemele ei. Trebuie să te gândești la asta. Citeam pe undeva. În Elveția, o primărie a decis să dea înapoi din impozitele luate de la cetățeni. Că au făcut o analiză și au văzut că au prea multe soli de sport, nu mai are rost să fac altele. Au prea multe bazite de not, nu mai vreau să fac altele. Toate străzile sunt asfaltate perfect, nu mai au ce să plombeze. Și în concluzie, să le dea la aia bani înapoi. Nu toți. O parte din bani. Au anunțat să vină să-și ia bani. Elvețienii, localnici, au zis, domne, nu mut fundul până la primărie ca să ridic banii. Și efectiv primăria a fost obligată să le trimită la asta prin poștă banii înapoi. Deci, pentru localitatea respectivă, dacă veneau niște romani, romi, țigani în varianta germană, și vreau să așeze pe un loc acolo, primăria putea, fără probleme, să le spună, bine, bă, ce vreți? Casă, vă facem casă. Ce vreți? Asistență socială. Vă dăm asistență socială, că n-avem probleme. E, Europa are probleme. Ce faci cu asta? Vedeam o demonstrație, nu știu unde, la Paris, în sprijinul lor, că Europa se ia măsuri. Demonstrații erau de toate culorile. Nu-mi câștig pentru Europa. Zici, doamne, cu invazie de ingineri, o să trebuie să facem mai multe fabrici ca să-i punem pe ăștia la treabă.
Și de-aia mi-a plăcut atitudinea primului ministru australian, Rudd, care a dat exemplu Australiei, care și asta era supusă invaziei. Și atunci au făcut un cordon de ăsta maritim, care e patrulat în permanență, și cum îi văd pe unii pe ăștia, cu toată decența, îi conduc înapoi în portul de unde au plecat. Iar alții care au motive ca să emigreze reale, îi lasă în Australia. Au făcut o insulă, nu știu, au o insulă nu știu unde, e echipat acolo și ține acolo. Da, înțeleg umanismul ăsta, că trebuie să ai grijă, dar totuși trebuie să mă gândesc întâi și la mine. Pot să suport asta? E ca și când sunt singur într-un apartament cu două camere. Deci e foarte normal, umanist, că mă duc să arunc gunoiul, îi văd pe o familie de-aia cu pac, 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 păi de capul lor, să zic, știți ce, haideți la mine, că tot am eu două camere. De ce nu o fac? Că mă gândesc mai departe. Bun, i-am băgat acolo. Dar după aceea, cum conviețuiesc cu ei? Da. Trec la body. Însemnare jubiliară, 950. Și mă bucur mult. Vedeți link-ul la proiectul plus aprobare. E o treabă care eu am tocat-o și pe față și pe toți de ani de zile. La vot. Așa spuneam eu, pe scurt. Dom'le, vot obligatoriu. N-ai votat la pușcărie. Dar fă-mi dracu' o pătrățică în care se spun, nu ăia de pe listă. Ei, exact treaba asta s-a votat. Mă mândresc că am anticipat cu ani de zile această lege a Parlamentului. Și mai zic un lucru. A fost inițiată de unii. Ăștia, din punctul meu de vedere, s-au scos. Acum pot să vrea pensiune simțite, pot să vrea să nu mai facă nimic. S-au scos cu această inițiativă legislativă. Și aș fi bine la regimentul ăla de parlamentar care îl avem, dacă fiecare ar spune, știi și eu o am pe aia, datorită mie, ar fi util. Cum a fost și Cernea util, ca să sări de fund în sus cu suneria aia care urlă ca tâmpită acolo. Apropo de Cernea, nu sunt de acord cu parteneriatul ăla civil, sau cum dracu îi zice, ca homosexualii să se căsătorească cu ghilimele de rigoare într-un fel. Consider firesc să practici sexul în ce poziții vrei și în ce mod vrei. Dar fă o dracu' un dormitor. Nu-mi plac demonstrațiile astea. Nimeni n-a intrat peste ei în dormitor. Fă ce vrei acolo, dar stai dracului în dormitor. Că mă deranjează când te văd că umbli cu pene în fund, mă deranjează pe mine. Am și eu dreptul ăsta ca să fiu protejat optic. Exact cum ai tu, dreptul să faci sex cum vrei. Iar problema sexului, cum o tratează ei, la nivel mai mult a bonobo, care are trei fixuri zilnice. Să mănânce, să doarmă, să facă sex. Chiar la nivelul ăsta de maimuța bonobo e trasată problema? Bun, dacă intrați pe link-ul ăla intitulat 5 măcăleni anterioare, o să vedeți cam întors și pe față și pe dos problema votului ăsta, obligatoriu. Așa că nu mai repet acum. Ăsta e avantajul că am vorbit anterior. Sunt multe lucruri interesante acolo. Dacă aveți timp și chef,
puteți să le urmăriți. În rest, astea sunt foarte, foarte stresate. Dar totuși vorbesc coerent. O păstrez un fundal. De ce? Că nu sunt mai mulți la Bonobo. Gata. Vă sărut și țineți în pumnii că trec printr-o perioadă extrem de dificilă. Am testat problema cu pendulul din punct bioenergetic. Se pare că funcționează. Adică ce se întâmplă acum, situația asta stresantă pentru mine, se va termina bine. V-am arătat cum e cu pendulul? Este pendulul meu. Și pot să-l întreb diverse lucruri. Întâi îl testez. Cum îl testez? Pun niște întrebări. Și întrebarea care o pun ca să văd dacă mă ascultă, că el nu mă ascultă, are și el felul. Câteodată merge, câteodată nu merge. Pun întrebarea clasică. Afară întuneric. E greu ca să vedeți, dar acum se învăță așa. Afară e lumina. Hai bă. Acum se învăță așa. Și atunci pun întrebarea. Activitatea cu tare va avea succes? Și el îmi răspunde. O folosesc ca soluție de rezervă suplimentară. Nu-i bun ca să afli numerele la lot. Și alte treburi dacă tratezi problema la nivel bonobo. Gata! Toate bune! Stop, no?